Un tânăr de 29 de ani din capitală s-a aruncat în gol de la etajul 10 al blocului în care stătea, chiar după o vizită a polițiștilor în apartament. Agenții au fost chemați de vecini pentru că bărbatul făcea scandal. După sinuciderea în imobil, anchetatorii au descoperit aproape jumătate de kilogram de cannabis și ciuperci halucinogene. Primul apel la 112 a venit în jurul orei 9 dimineața. Locuitorii din cartierul rezidențial din nordul Bucureștiului anunțau că la etajul 10 un tânăr de 29 de ani este vizibil tulburat. Era super panicat. Lădea în ușă până i-am dat sânge la mâini. Tribura și avea ochii sângerii. Poate vină poliția, la urmă dată. Ce bani ai venit salvare? Chemă să te ajutăm? Nu, să vină poliția, că e cu cine grație de pe tine. Martorii spun că timp de 40 de minute, doi polițiști au stat de vorbă cu tânărul în casă. Dincolo de semnele vizibile consumului de droguri, surse observatori spun că în apartament bărbatul avea și o jumătate de kilogram de stupefiante, cannabis și ciuperci halucinogene. La scurt timp după ce a plecat primul echipaj de poliție, individul a ieșit pe balcon și s-a aruncat în gol de la etajul 10. Medicii care au venit să-i acorde primul ajutor n-au mai putut decât să constate decesul. Cei care au intrat după ce s-a întâmplat au spus să simțea mirosul de praful și de ciuperci de când am intrat în apartament. Eu asta mă întreb poliția când a venit prima dată. Ei nu și-au dat seama că, adică ea n-au văzut. Într-un comunicat, poliția capitală i-a transmis că primii agenți care au ajuns la tânăr au raportat că avea un comportament normal. Ancheta a fost preluată de serviciul omoruri.